Mucenicul Vyacheslav este considerat unul dintre cei mai mari profeți ai Rusiei, deși s-a stins din viață la vârsta de doar 11 ani de leucemie. Se spune că a trăit în 11 ani cât alții în 3 vieți și a făcut de-a lungul timpului profeții care chiar s-au adeverit. Multe dintre aceste profeții însă au fost adunate de mama lui în 3 cărți extrem de contestate. Mai mari biserici ortodoxe din Rusia susțin că acele cărți sunt pline de erezii, confuzii și multe fabulații de ale femeii care a suferit un șoc în urma pierderii copilului. Alții consideră că profetul a avut un dar ieșit din comun. Vyacheslav ar fi avut capacitatea de a ghici gândurile oamenilor chiar și de la distanță. Ar fi vindecat boli dintre cele mai grave și ar fi convertit pe mulți la ortodoxie, informează RomaniaTV.net. Copilul profet a lăsat în urma sa un scenariu extrem de sumbru despre viitorul omenirii. El a făcut previziuni despre viitorul Rusiei, al țărilor vecine, dar și al marilor puteri ale lumii. De asemenea, a văzut că Marea Neagră nu va mai exista. El a susținut că va fi o explozie pe mare, în cer. Ulterior, va arde în întregime. Vyacheslav s-a născut în martie 1982 și a murit în aceeași lună a anului 1993. Băiatul provenea dintr-o familie ortodoxă. Avea aspect angelic. Era un copil extrem de bun, ascultător, inteligent și pios. A demonstrat abilități supranaturale de la o vârstă fragedă, prorocea, diagnostica și trata boli dintre cele mai grave. A fost luat de 2 ori la mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Sergiu, unde a avut discuții lungi cu starețul, iar darul lui de vindecare a fost certificat ca fiind dumnezeiesc. În ziua în care se spovedea și se împărtășea, nu primea pe nimeni. Îi ruga pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se spovedească și să se împărtășească, să se roage cât mai mult acasă. Se bucura foarte mult când oamenii ascultau. Datorită lui s-au convertit la ortodoxie mulți dintre cei care erau de alte religii. Ghicea gândurile oamenilor indiferent de distanța care îl despărțea de aceștia. Știa ce gândește președintele american, președintele Rusiei, unde și câte bombe atomice sunt, ce cantitate de armament. Pentru el nu existau secrete, scrie vremuritulburi.com. Iată mai jos câteva dintre profețiile lui Vyacheslav. Marea Neagră nu va mai exista. Pe fundul mării sunt niște microorganisme, un fel de viermi, care elimină hidrogen sulfurat. Se formează un strat de hidrogen sulfurat, iar stratul de apă este foarte subțire. Și pentru că în atmosferă s-au acumulat deșeuri chimice cu capacitate de aprindere, va rezulta o explozie pe mare, apoi în cer. În final, marea va arde în întregime. Turcia va arde în mare parte. Pământul e amenințat de mișcarea plăcilor tectonice în diferite direcții. Odessa se va rupe în bucăți imense, care vor începe să se deplaseze. Săpăturile pentru extracțiile de marmură, aur, petrol, gaz au dus la formarea unor goluri imense în interiorul pământului, din cauza cărora, în timpul încălzirii globale, vor fi surpări de teren la mari adâncimi. Pentru viața ei plină de sărbătoare, Moscova se va prăbuși. Se va mai vedea doar o parte din Kremlin, iar conducerea masonică prezentă în Rusia se va muta în Germania, la Bonn. De acolo vor fi trimise brigăzi de intervenție rapidă. Țărmurile țărilor baltice vor fi acoperite de un val foarte mare. Va șterge totul în cale. Nu vor mai rămâne nici măcar dărâmături. Va rămâne doar nisip. Apele subterane se vor ridica și vor inunda orașul Sankt Petersburg. Anglia va fi inundată, iar populația va fi evacuată în Rusia. În Rusia vor arunca în aer clădiri. Singuri le vor arunca în aer. În curând vor veni vremuri mai grele decât în timpul lui Stalin. Rusia va deveni un stat de tip polițienesc, cu brigăzi de intervenție rapidă, dotate cu tehnologie de ultimă generație. Peste tot vor fi interceptate convorbirile, iar orice revoltă va fi înnăbușită. Ultimul conducător ortodox al Rusiei va fi ales de însuși Dumnezeu pentru a conduce Rusia. Timpul conducerii lui va conduce cu timpul conducerii lui Antichrist. Când va primi conducerea Rusiei, țara va fi devastată. Va spune adevărul la televizor despre Rusia din toate timpurile. Când oamenii vor auzi adevărul despre Gorbaciov și despre Yeltsin, își vor veni în fire. Fiind condus de Dumnezeu, va fi imposibil să-l minți. Va avea o voință puternică și, în unele cazuri, va fi nevoit să arate cruzime. Va dezrădăcina răul din țară și va face ordine în biserică. Îi va aduna pe toți oamenii din Rusia care nu l-au trădat pe Dumnezeu. Vyacheslav a prevăzut și momentul în care va muri, cu câteva zile înainte de a împlini 11 ani. De asemenea, copilul a profețit și dispariția URSS-ului, dar și venirea lui Vladimir Putin la conducere. Când voi avea 11 ani neîmpliniți, eu voi muri, dar mama mea va trăi până în zilele lui Antichrist. URSS se va prăbuși, comuniștii nu vor mai fi la conducerea țării. Rusia se va împărți în regiuni și fiecare regiune va supraviețui pe cont propriu.
În curând, Mihail Gorbaciov nu va mai fi la putere. Îl va urma Yeltsin, iar apoi va fi un conducător care nu va aparține niciunui partid, Putin. Armata rusă va fi distrusă, tehnologia va fi într-o stare jalnică, economia Rusiei va fi distrusă. Produsele alimentare se vor ieftini, iar apoi vor fi ascunse sub pământ în depozite și frigidere mari și va începe foametea. Tinerii vor ajunge să se mănânce între ei. Foametea va dura doar câteva luni, însă va fi înfiorător. Va muri foarte multă lume. În timpul foametei și după foamete vor reveni toate bolile știute de omenire. Lepra, ciuma, holera, dar într-o formă mult mai gravă. Pentru tratarea acestora nu există medicamente și vor muri foarte mulți oameni. Va apărea o boală nouă a cărei denumire nu este cunoscută și din cauza căreia va muri foarte multă lume. Oamenii care vor avea această boală nu vor avea forță deloc. Pe de altă parte, tot din Rusia, poetul prezicător Dmitri Mereshkovski a lucrat în spiritul simbolismului la modă pentru timpul său. El nu numai că a obținut un succes extraordinar în această direcție, dar a devenit și un model pentru mulți poeți. Cercetătorii susțin că acest maestru al cuvintelor a simțit nu doar prezentul, ci ar putea și prezice evenimentele viitoare. Această teză este confirmată de poezia Copiii Nopții. A fost creată de Mereshkovski în 1895, în onoarea Revoluției care a izbucnit 22 de ani mai târziu. Nu se poate spune că Mereshkovski a fost un profet, pur și simplu a reușit să simtă și să înțeleagă starea de spirit a societății. Tema poeziei este dată de schimbările prin care trece societatea sub influența circumstanțelor. Autorul susține că ai lui contemporani sunt înfundați în forfota și întunericul lumesc și și-au irosit sufletele strălucitoare în ea. El este sigur că singura cale pentru această generație este să piară și chiar dacă lumina strălucește asupra ei, copiii întunericului nu vor putea supraviețui. După cum puteți vedea, ideea este foarte aproape de starea de spirit a decadenței. Imaginea principală a poeziei este o echipă. Aceștia sunt copiii nopții. Printre ei se numără și euul liric. El nu stă departe de mulțimea mohorâtă, ci vede tot ce se întâmplă prin ochii ei. De aceea lucrarea se scrie la persoana întâi plural. Principala problemă a copiilor întristării, copiilor nopții, este inacțiunea. Își văd lumea prăbușindu-se, dar își încrucișează mâinile și așteaptă sosirea profetului lor. Desigur, așteptarea doar apasă inimile oamenilor, ei tânjesc după lumile necreate. Destul de ciudat, speranța rămâne în sufletele lor și chiar mor cu ea. Copiii nopții, potrivit lui Mereshkovski, sunt condamnați în mod deliberat la moarte, dar mai întâi mor discursurile îndrăznețe. Se pare că înaintașii lor au fost prea devreme, iar primăvara prea lentă. Astfel, circumstanțele sunt învinuite pentru toate necazurile, dar nu copiii nopții înșiși. Copiii nopții gem din cauza împrejurărilor, dar pentru alți oameni par de râs. Înțeleg foarte bine acest lucru. Cu toate acestea, acești oameni încă speră să vadă soarele. Sub imaginea corpului ceresc, autorul îndeamnă doar schimbări sociale, inclusiv revoluție. Mereshkovski știe că, pentru contemporanii săi pasivi, acest soare, în ciuda tuturor speranțelor, va fi o pieire. Ideea complexă a poeziei lui Mereshkovski, Copiii nopții, este transmisă cu ajutorul mijloacelor artistice. Autorul umple textul cu metafore originale, estul care se stinge, copiii tristeții, copiii nopții, primăvara prea lentă, întunericul adânc. Odată ce autorul folosește o comparație, dar sortează centrul sensului, vom vedea lumina și, ca umbrele, vom muri în razele ei. Metaforele joacă un rol auxiliar, lumi necreate, precursori timpurii, cântarea de noapte. Dmitri Mereshkovski nu împarte poemul în stroge. Acesta este un monolog holistic, un fel de flux de gânduri care realizează treptat ideea. Autorul folosește rimă încrucișată, rândurile sunt scrise în anapaest, ceea ce conferă textului o dispoziție mohorâtă, creează o atmosferă deprimantă.